Sunt Gabriela Saulea și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cartea Reconstrucția a lui Bruce Fisher și Robert Alberti, scoasă la Editura Herald. Iar în această carte se vorbește despre cum să-ți refaci viața după un divorț sau o despărțire. Eu sunt consilier și coach după divorț, fac programe pentru astfel de situații de peste 8 ani de zile și o să-ți mărturisesc că programul meu de bază pentru persoanele care trec prin divorț este format și extras din această carte. Deci ce e util în această carte pentru o persoană care fie se gândește la divorț, fie a trecut acum de curând printr-o despărțire, fie a trecut ceva timp și simte că încă nu și-a mai revenit? Sunt în această carte foarte multe informații care te pot ajuta să înțelegi ce s-a întâmplat acolo, de ce s-a ajuns la despărțire, ce simți tu, ce simte partenerul. De asemenea, sunt tehnici, metode, studii de caz din care să vezi că ceea ce tu simți și alții și e normal să fie așa. Procesul prin care tu vei trece pentru a te echilibra, pentru a-ți fi mai bine după ce ai trecut printr-un divorț, deci toate sunt descrise în această carte. Ce e frumos la această carte este că Bruce Fisher a extras experiența lui cu grupuri de suport după divorț de peste 30 de ani și a creat această carte ca pe o construcție. Deci, practic, de asta se numește Reconstrucția, cum te reconstruiești tu după un divorț. Practic, iei cărămizile de care ai nevoie pentru a forma o nouă persoană. Iar în cartea Reconstrucția, Bruce Fisher identifică 17 cărămizi. Începe cu procesul prin care tu vei trece în clipa în care ajungi la divorț sau despărțire și enumără negarea, teama, adaptarea, prietenia, vinovăția, respingerea. Și practic începe cu suferința, furia, începe cu emoțiile negative prin care toți cei care trecem printr-un divorț le simțim, continuând cu emoțiile din ce în ce mai bune care apar odată ce reconstrucția începe să se vadă. Autoaprecierea, tranziția, iubirea, încrederea, deci practic fiecare cărămidă îți crește încrederea în tine, vezi din experiențele din această carte că se poate să faci o tranziționare sănătoasă a despărțirii sau a divorțului. Iar din perspectiva mea, ca trainer și coach după divorț, este o carte de bază. Deci, practic, dacă poți să treci prin această carte atunci când ai nevoie de ea, că dacă ești în perioada în care traversezi un divorț, cu siguranță vei găsi foarte multe unelte, foarte multe informații și foarte multă susținere pentru a-ți fi mai ușor. Deci, recomand cu multă căldură cartea Reconstrucția a lui Bruce Fisher și dacă ai un prieten care trece prin această situație, este un cadou perfect pentru a se reechilibra și a se face bine după o astfel de situație.